Bine ne-am regăsit, dragi privitori, bine ne-am regăsit cu bine după sărbătoarea frumoasă a Crăciunului, a nașterii Domnului. Mă bucur din mesajul dumneavoastră că ați petrecut frumos, că v-ați bucurat în familie și altul de cei dragi de această sărbătoare. Și așa cum vă uram eu la ultima emisiune înainte de Crăciun, mă bucur din mesajul dumneavoastră că am aflat că, așa cum v-am urat eu, să vă doriți să fiți mai buni. Acesta este unul dintre obiectivele primordiale pentru 2018. Un la mulți ani după sărbătoarea Crăciunului și înainte de sărbătoarea anului nou, o emisiune specială cu un invitat deosebit, un invitat care a știut să construiască școala gorjeană, să o readucă acolo unde îi era locul ei, acolo unde a fost lăsată la nivelul anilor de tranziție, când fiecare dintre noi ne căutam identitatea. Școala gorjeană a crescut, așa cum spun dascăli, cum spun părinții, sub coordonarea unui om cu suflet mare, unui formator de școală, unui dascăl cu tradiție în familie și cu vocație, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Gorj, profesorul Ion Ișvan, căruia îi mulțumim mult că a revenit la ceas de sărbătoare, la ceas de bilanț, la ceas de proiecte în studiile noastre. Bine ați revenit și la mulți ani, domnule Inspector Școlar General. Bună seara și bine v-am regăsit. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și vreau să mă alătur și eu telespectatorilor dumneavoastră care v-au urat de sănătate, au urat trustului dumneavoastră multă, multă sănătate, multă putere de muncă și să-l felicit cu această ocazie pe domnul Nae Băloi, patronul dumneavoastră, să-i urez și eu din suflet multă sănătate, viață lungă și să aibă parte în 2018 de un an bun, de un an frumos, pentru ca echipa pe care a construit-o aici la Accent TV să crească, să se mărească și să aducă din ce în ce mai multe bucurii în casele noastre. Vă felicit și vă urez din suflet un an nou frumos și sunt convins că sunt în asentimentul tuturor telespectatorilor dumneavoastră care se bucură în fiecare seară, în fiecare zi când le intrați în case. Vă felicit și vă urez din suflet încă o dată la mulți ani și multă sănătate. Și noi vă dorim aceeași putere de muncă cu care ați dovedit că aveți capacitatea să vă înrolați în această luptă cu timpul, cu inerțiile și din care ați ieșit victorios întotdeauna pentru că ați știut, cum spune românul, de unde să luați lucrurile și unde să le puneți. Pentru că timpul a dovedit eficiența manageriatului dumneavoastră, v-aș ruga să faceți un bilanț al anului școlar 2016-2017, în care ați avut un vârf și o provocare, Olimpiada de fizică, și apoi să ne vorbiți despre cel mai accesat subiect despre care am vorbit de noi de-a lungul vremii, și anume învățământul școlar profesional dual. Da, aveți dreptate, mare dreptate. Tot timpul m-a preocupat și mă preocupă ca tinerii, elevii din școlile din județul Gorj să beneficieze de cele mai bune condiții și să învețe cât mai bine carte. Pentru că eu am în familia mea doi copii excepționali, pe Să vă trăiască. Ioana și pe Ștefan, care au înțeles de mici că fi cineva în viață este obligatoriu să înveți carte și care se străduiesc și învață foarte bine carte și vă spun sincer, de la ei am văzut că dascălii de la școlile la care au fost elevi și de la care sunt acum elevi și au făcut și își fac treaba foarte bine și mi-am dorit ca aceste experiențe să fie generate în toate școlile din județul Gorj, pentru că nu-i așa, având copii bine pregătiți, având copii bine instruiți, înseamnă o garanție că viitorul este frumos. Și atunci, prin tot ce am făcut și prin tot ceea ce fac, încurajez oamenii care se ocupă de destinele tinerilor, încurajez oamenii
să fie puternici și să învețe copiii carte. Și pot să vă spun că la nivelul județului Gorj, învățământul este pe un drum bun. Uitându-mă la statistică, știți dumneavoastră, niciodată mutul nu minte, nu? De statistica ne spune și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune, ne spune unde excelăm și ne spune unde mai avem de lucru. Și dacă pot să vă spun că învățământul teoretic și învățământul vocațional la nivelul județului Gorj sunt foarte bine înfiripate în școlile noastre, sunt foarte puternice și recunoscute la nivel național, pot să vă spun că după rezultate învățământul teoretic se găsește în primele 5 locuri pe țară, deci la nivel național. Copiii care studiază aici, profesorii care lucrează cu acești tineri excepționali, au dovedit că se poate. Probleme mai sunt în învățământul profesional, în învățământul tehnologic, dar sunt convins că după măsurile pe care le-am luat în ultima perioadă, în 2018 vor fi premise ca și aici lucrurile să intre într-un făgaș normal și rezultatele să fie bune și foarte bune. Într-adevăr, în 2017 a fost un an cu tot felul de încercări pentru echipa de la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, dar datorită faptului că am reușit să creez o echipă, o echipă de oameni adevărați, o echipă de oameni puternici, am reușit să trecem cu bine peste toate provocările pe care ne-am lovit în acest an și mai mult să fim și mai puternici, să fim și mai tari după fiecare încercare de acest gen. Pentru că pot să vă spun că rezultatele obținute de loturile noastre la olimpiadele naționale au fost foarte bune, mult mai bune decât în anii anteriori și faptul că noi, Gorjul și Târgu Jiul, un județ și un oraș nu foarte mare în România, am reușit să organizăm, pot să spun eu, foarte bine Olimpiada Națională de Fizică și o spun amintindu-mi ce spunea președintele Comisiei Naționale care a organizat Olimpiada de Fizică la Târgu Jiu, mulțumirile și aplauzele pe care le-am primit la festivitatea de închidere din partea participanților. Deci faptul că am reușit să ne ridicăm la nivelul orașelor universitare din România îmi dă certitudinea că lucrurile merg bine, chiar foarte bine și în continuare conducerea ministerului ne-a felicitat pentru modul în care am organizat această olimpiadă și pot să vă spun că în anul 2018 avem o altă provocare, organizăm Olimpiada Națională de Informatică. Practic, dacă la fizică toată lumea știe din învățământ că cel mai greu de organizat este Olimpiada Națională de Fizică, pentru că aici avem și probă practică și probă teoretică, practic sunt 600 de candidați care o săptămână de zile se întrec în cunoștințe. Deci cu Comisia Centrală, cu însoțitorii loturilor, echipelor din fiecare județ, au fost în jur de 1000 de persoane în Târgu Jiu o săptămână atunci până în Paști. Dar am reușit să ne organizăm foarte bine, să ne punem la punct, am fost și sprijiniți foarte mult de administrația locală, de viceprimarul municipiului cu atribuții de primar, de domnul Aurel Popescu, de președintele Consiliului Județean, de domnul Cosmin Popescu, care mulțumesc și pe această cale și îi rog să fie în continuare alături de noi și în 2018, pentru că datorită modului în care am organizat această olimpiadă, județul și orașul a fost popularizat în toată țara, au plecat cu amintiri frumoase de la Târgu Jiu. Deci Olimpiada Națională de Fizică a fost o reușită,
în primul rând datorită organizării, datorită colegilor mei care s-au implicat în mod deosebit și în special profesorii de fizică au ținut să arate tuturor colegilor din țară că sunt oameni puternici, oameni serioși și foarte buni organizatori. Am reușit de asemenea să organizăm examenele naționale, evaluarea națională, bacalaureatul cu cele două sesiuni din vară și din toamnă. Am organizat examenul de definitivare în învățământ, bineînțeles, celelalte examene pentru obținerea gradului didactic 2 și gradului didactic 1 și am culminat, să știți, în luna iulie cu concursul pentru ocuparea posturilor vacante din învățământ, concursul de titularizare, detașare, sublinire și, practic, 1 septembrie ne-a prins foarte bine pregătiți. Toate școlile din județul Gorj au avut, în momentul în care a sunat clopoțelul, profesorii foarte bine pregătiți pentru fiecare formațiune de elevi. Deci, practic, am reușit pe parcursul întregului an, pentru că mobilitatea am început-o undeva la începutul lunii ianuarie și s-a concretizat după 15 septembrie. Deci, practic, am reușit să avem fiecare post ocupat cu personal didactic de specialitate. Toate aceste lucruri s-au desfășurat în liniște, cu calm, cu răbdare, într-o armonie înțeleasă de toată lumea. Practic, nu am avut niciun fel de sincope, totul s-a desfășurat într-o organizare ireproșabilă, respectând într-o totul metodologiile după care funcționează învățământul preuniversitar. Am acordat o atenție deosebită încă din luna mai, atunci a fost definitivată metodologia pentru admiterea în învățământul profesional și în special în forma nouă învățământ profesional dual. Deci am avut toată importanța organizării admiterii în învățământul profesional, dar din păcate a fost și o perioadă destul de scurtă în care trebuie să ne organizăm. Părinții nu au fost destul de receptivi la această formă nouă de învățământ profesional, dar sunt convins că pentru anul 2018, anul școlar următor, 2018-2019, prin măsurile pe care deja le-am luat până acum, în luna noiembrie și în special în luna decembrie, și admiterea în învățământul profesional va fi o reușită și este unul din proiectele la care eu țin foarte mult și îmi doresc din tot sufletul să le implementez cu succes în 2018 și aș vrea să vă povestesc dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră câteva aspecte care țin de învățământul profesional, pentru că vedeți dumneavoastră, am avut foarte multe discuții cu oamenii de afaceri. Și noi am primit foarte multe mesaje. Părinți, sunt interesați oamenilor de afaceri din de acest nou mod de a și continua studiile elevii. Vă rog să vorbiți în detaliu despre el, pentru că este foarte căutat. Am discutat foarte mult cu comunitățile locale, cu primarii localităților din județul Gorj, oamenii pe care eu îi respect foarte mult și în care am toată încrederea și pentru care am toată considerația mea și le-am cerut sprijinul astfel încât în momentul în care pe calendar va fi demarată procedura de înscriere în învățământul profesional, acesta să fie o reușită. Pot să vă spun și aș vrea ca părinții să știe că Guvernul României s-a gândit foarte bine și a creat tot felul de instrumente care vin să ajute copiii să urmeze cursurile învățământului profesional. Practic, copiii și familiile lor vor fi principalii beneficiari ai măsurilor pe care Guvernul României le-a luat, astfel încât ei
să se pregătească, să învețe carte și să învețe și o meserie în timpul liceului. Pot să vă spun că cei 3 ani de învățământ profesional echivalează cu ciclul inferior al liceului. Deci în momentul în care tinerii vor absolvi învățământul profesional de 3 ani, vor primi și o diplomă prin care vor certifica sau li se va certifica că au absolvit 10 clase, ciclul inferior al liceului. Și aici pot să vă spun că avem două forme în învățământul profesional. O formă normală, o formă standard, care este de ani de zile în România, cea în care și partea teoretică și partea practică se desfășoară la școală, la liceul tehnologic respectiv, și avem o formă nouă, învățământul profesional dual, unde partea teoretică se desfășoară la școală cu inginerii și cu maestrii liceului, iar partea teoretică, partea practică, deci cele săptămâni de practică, se desfășoară la agentul economic sub îndrumarea maestrului de la școală, dar și a reprezentanților agentului economic. Deci, practic, copiii tinerii vor lua legătură imediată, vor intra în contact imediat cu noile locuri de muncă. Practic, vor lucra și se vor forma cu tehnologiile pe care agenții economici le au în momentul de față. Vor învăța meserie pe acele utilaje, după care foarte ușor le va fi în momentul în care se vor angaja, vor termina învățământul profesional și vor putea rămâne să lucreze la agentul economic respectiv. Practic, în toată această perioadă de practică, se vor cunoaște foarte bine elevii care fac practică acolo și angajații care deja lucrează la agentul economic respectiv. Și din discuțiile pe care le-am avut, din parteneriatele pe care le-am făcut, pot să le spun părinților că toți agenții economici doresc ca la finalizarea învățământului profesional să îi angajeze pe tinerii care urmează cursurile învățământului profesional. Și pot să le mai spun părinților că organizăm aceste clase de învățământ profesional și învățământ profesional dual în toate liceele tehnologice din județul Gorj. Avem un parteneriat și deja l-am definitivat cu Complexul Energetic Oltenia pentru 5 clase de învățământ profesional dual la liceele din zona minieră, începând cu Turceniu, Burteniu, Rovinariu, Mătăsariu și Motru. La fiecare liceu avem câte o clasă de învățământ profesional dual. În specializările de electrician, sudor, lăcătuși, operator la prelucrarea și fabricarea polimerilor, mașinist și așa mai departe. Complexul Energetic Oltenia a promis că îi angajează pe toți absolvenții, toți care doresc. Până acum, legislația din România nu poate obliga nici părintele să-și meargă să facă un precontract, să angajeze copilul la un agent economic, nici agentul economic să facă acest precontract astfel încât să poată să-l angajeze pe tânăr în momentul în care absolvă școala, dar ei sunt dispuși să îi angajeze pe tine în momentul în care termină învățământul profesional. Mai mult, agentul în învățământul profesional dual, copiii primesc diverse sume de bani pentru a urma cursurile învățământului profesional. Pot să vă spun că toți copiii care merg la învățământul profesional, și cel normal și cel dual, primesc 200 de ron pe lună, adică 2 milioane lei vechi pe lună, indiferent de poziția socială, de câștigul familiei. Singura condiție este să meargă și să frecventeze cursurile. Au făcut un număr de 10 absențe, pierd luna respectivă bursa de 200 de ron. Deci un copil care merge zi de zi la școală, în învățământul profesional, primește 200 de ron. Cei care urmează cursurile învățământului profesional dual primesc de la agentul economic cel puțin 200 de ron în plus. Deci, practic,
un copil care merge și studiază în învățământul profesional dual primește minim 400 de RON. Să ne oprim puțin aici pentru că minister și intrăm cu publicitatea și apoi vreau să accentuați aici pentru că părinții sunt foarte motivați de faptul că li se ia, să spunem, o povară financiară a desăvârșirii profesionale a elevului și mai mult decât atâta sunt încântați de faptul că, așa cum spuneați dumneavoastră prin mesaje care le-am citit, sunt încântați de faptul că există posibilitatea reală de a fi angajați în producție în mod direct. Să intre pauza publicitară. Am revenit, dragi privitori, cu un invitat de excepție, profesorul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Gorj, domnul Ion Ișvan, cu care mulțumim pentru că în zi de sărbătoare a poposit în studiul nostru să ne împărtășească din realizările echipei domniei sale, realizări care înseamnă pentru toată lumea mai bine, înseamnă progres, înseamnă stabilitate și înseamnă, așa cum spunea domnul profesor inspector școlar general Ion Ișvan, o reașezare pe baze normale de performanță reală a învățământului gorjean și nu numai. Domnule inspector școlar general, vă rog să reluăm ce am vorbit înainte de pauză. Deci, care sunt acele stimulente, acele sprijine, acele sprijinuri financiare și mai mult decât atât faptul că spuneați dumneavoastră, li se susține și echipamentul de protecție, rechizitele, da, transportul, deci cazarea, cei care nu sunt din zonă și mai mult decât atât spuneați dumneavoastră că un agent economic va plusa cu o mai mare sumă pentru perioada școlarizării. Vă rog. Da, vreau să vă spun și dumneavoastră și în special telespectatorilor dumneavoastră, părinților, elevilor, în special din clasa A8-a, că varianta cu învățământul profesional dual, avantajele pe care le primește familia sau cum încurajează guvernul României tânărul să urmeze cursurile învățământului profesional. Deci, pe lângă faptul că primește minim 400 de RON pe lună, 200 de la guvern, 200 de la agentul economic, primește de la Consiliul Județean și vreau să-i mulțumesc domnului președinte Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, care încă din vară a rectificat bugetul Consiliului Județean și a prevăzut sume pentru cazarea și masa elevilor din învățământul profesional dual, deci practic copiii care vin în Târgu Jiu sau la liceele pe care le-am spus din județ, acolo unde avem cantină și internat, suportăm, Consiliul Județean suportă casa, mâncarea și dormitul, naveta copiilor, deci drumurile care le fac la sfârșitul săptămânii, la fel se decontează de către școală și mai mult agenții economici suportă echipamentul de protecție pe care îl primesc copiii pentru a putea desfășura practica respectivă și rechizitele de care au nevoie pentru ca să participe, să meargă la cursuri în fiecare zi. Deci, sunt agenți economici, spre exemplu, anul trecut domnul David oferea 300 de RON pentru copiii care vin în învățământul dual, iar acum, din informațiile pe care le am, din discuțiile pe care le-am purtat cu domnul Sorin Boza, directorul general de la Complexul Energetic Oltenia, căruia îi mulțumesc și pe această cale și îl felicit pentru tot ceea ce face bine în județul Gorj, îmi spunea că au alocat 1 milion de euro pentru a susține învățământul profesional dual în județul Gorj în următorii 3 ani, astfel încât copiii să primească 500 de RON pe lună de la agentul economic, pentru că își dorește să atragă copii cât mai bine pregătiți, cât mai buni la această formă de învățământ, spunându-mi că în momentul în care termină cursurile, îi va angaja pe toți care solicită acest lucru, pentru că compania are o medie de vârstă destul de înaintată și vor fi foarte multe pensionări în perioada următoare, iar locuri vor fi pentru toți cei care doresc să muncească. Oricum, domnia sa, Complexul Energetic Oltenia, a solicitat
încă 150 de locuri pentru învățământul profesional normal. Deci, practic, se pregătesc, au nevoie de specialiști, oameni care să lucreze în meserii căutate pe piața muncii. Pot să vă mai spun și să spun părinților că tinerii care urmează cursurile învățământului profesional se pot înscrie în clasa 11-a la liceu, deci își pot, nu rămân cu pregătirea profesională la nivelul de sudor, de lăcătuș, de electrician, adică la nivelul celor ciclului inferior al liceului, ci pot să meargă și noi vom crea clase pe învățământ seral, pe învățământ cu frecvență redusă, astfel încât pregătirea profesională să fie continuată de către tinerii care absolv cursurile învățământului profesional, astfel încât să finalizeze cu liceul, să poată să meargă să susțină și examenul de bacalaureat, de ce nu să poată să meargă și în învățământul superior. Deci, practic, e o singură diferență între învățământul liceal normal și învățământul profesional. Tinerii care optează pentru învățământ profesional, practic, își lungesc perioada de pregătire cu un an, deci liceul îl termină sau în 5 ani, nu în 4 ani, dar în perioada celor 5 ani primesc și o calificare, primesc, învață și o meserie și pot să se descurce, să-și câștige existența singuri la o vârstă destul de fragedă. Vreau să vă spun că din discuțiile purtate cu reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri constituiți la nivelul municipiului Târgu Jiu și județului Gorj, am dedus că se vor implica și vor populariza foarte mult clasele pe care, să știți, le-au cerut pe învățământ profesional. În prima fază, agenții economici nu înțeleseseră, credeau că se plătesc acești 200 de ron cât dă Guvernul României pentru toate cele 12 luni dintr-un an calendaristic. Am stat de vorbă cu dânsii și le-am explicat că plătesc doar pentru zilele în care copiii merg la școală, în practic nu se plătesc zilele de vacanță, și atunci au fost mult mai deschiși și către învățământul profesional dual. Dar ei au cerut și, în primul rând, învățământ profesional normal, practic nu au vrut să fie obligați să suporte acea cheltuială de 200 de ron pe lună. Dar mi-au spus că vor face tot felul de acțiuni astfel încât învățământul profesional să fie promovat, să ajungă la toate familiile din județul Gorj, astfel încât părinții și copiii să aleagă învățământul profesional. Oricum, noi săptămâna trecută am avut un comitet local de dezvoltare a parteneriatului social, comitet care funcționează pe lângă inspectorul școlar general și în care am aprobat și am și înaintat deja la minister 29 de clase pe învățământ profesional. Eu mi-am propus și tot sunt într-un moment de bilanț ca anul școlar următor, 2018-2019, să ne găsească în învățământul profesional cu minim 500 de copii în anul întâi. Domnule inspector școlar general Ion Ișpan, aș vrea să ne vorbiți puțin despre o altă provocare care stă în fața echipei dumneavoastră, și anume Olimpiada de Informatică. După succesul despre care am vorbit cu Olimpiada de Fizică, un succes recunoscut de toți cei care au activat în această mare întreprindere, să-i spunem așa, această provocare care a însemnat un real și benefic succes pentru toți cei care au luat parte la această Olimpiada Națională de Fizică, dascăli, elevi, părinți, juriu și nu în ultimul rând echipa dumneavoastră. Vreau să ne vorbiți ce înseamnă, după acest succes recunoscut, o altă provocare, Olimpiada de Informatică, da, care vine în egală măsură și ca o medalie a recunoașterii meritelor, dar și cu o provocare
cum spuneți dumneavoastră, pentru un etaj superior al calității în această acțiune. Da, care obligă practic foarte mult echipa de la Inspectoratul Școlar, pentru că, vedeți dumneavoastră, organizând foarte bine Olimpiada Națională de Fizică, suntem cumva condamnați să depunem toate eforturile să organizăm cel puțin la fel de bine și Olimpiada Națională de Informatică, pentru că, vedeți dumneavoastră, avem la Târgu Jiu, vom avea în aprilie, ce are România mai bun în materie de informatică. Și să știți, România este recunoscută la nivel internațional, deci copiii din România obțin premii la toate olimpiadele internaționale de informatică care se organizează în Europa și nu numai în Europa, în toată lumea. Deci va trebui să ne ridicăm la nivelul cerut de competitorii noștri și pot să vă spun că deja am început demersurile pentru a dota colegiile noastre din Târgu Jiu, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Tudoroiu și Spiru Haret, cu calculatoare, cu computere de ultimă generație, pentru că vă dați seama, vom avea și aici aproape 500 de tineri care vor veni și vor susține probele la noi și atunci va trebui să avem o bază materială foarte bună și foarte bine pusă la punct. De asemenea, am început demersurile de organizare acum două luni de zile, așa cum vă spuneam, să identificăm resurse pentru dotare, să identificăm unitățile de învățământ în care avem calculatoare performante, astfel încât luna aprilie, pentru că vedeți, nu mai e foarte mult, mai e puțin, intrăm în ianuarie și deja timpul ne va presa, dar sunt convins că ajutat în continuare de Consiliul Județean, de domnul președinte Cosmin Popescu, care este un om extraordinar și care e mereu alături de noi și alături de dascălii din învățământul preliminar din Gorj și de copiii din școlile noastre, de primăria municipiului Târgu Jiu, de oamenii care au fost tot timpul alături de noi, vom reuși să trecem cu bine și peste această olimpiadă și lumea să fie mulțumită de condițiile pe care le oferim, condiții de concurs și condiții de viață, pentru că și acum vor fi în Târgu Jiu undeva la 700-800 de persoane, tot așa aproape o săptămână. Oricum, am apelat la oamenii care ne pot ajuta, dar în primul rând profesorii de informatică s-au organizat, informaticienii pe care avem în școli și la experiența pe care o avem, sunt convins că rezultatele vor fi foarte, foarte bune. Vreau să comentați puțin și faptul că, iată, Gorjul este reașezat datorită efortului comun al factorilor politici și de decizie pe harta județelor de perspectivă, unde numărul de angajări depășește numărul de locuri, de cereri de locuri de muncă, unde, așa cum spuneați dumneavoastră, veți pune la punct și veți bifa la început de ianuarie un proiect prin care să motivați gorjenii care au ajuns la un vârf al pregătirii profesionale să se reîntoarcă în Gorj și să contribuie la devenirea economică și socială a județului, care i-a format până la urmă, până la un anumit nivel. Un proiect care vă face cinste, un proiect care, din câte am consultat pe net, s-a implementat în zona de vest a țării până acum și s-a dovedit un real succes și iată că dumneavoastră a simțit pulsul realității și veți bifa un proiect care înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât o recâștigare în ceea ce privește Gorjul a prestigiului profesional, economic, social, de care a dat dovadă și care era ca un magnet pentru cei care în anii 70-80 își doreau să înceapă o viață în această zonă. Da, vreau să vă spun că noi avem o tradiție, practic părinții ne dau viață, ne cresc, ne
ajută să ne formăm în viață ca oameni, după care noi, la rândul nostru, venim și ne ajutăm părinții în momentele în care îmbătrânesc și nu mai au atâta forță fizică să-și susțină viața de zi cu zi. Deci, practic, poporul român și, în special, oamenii din Gurj au o tradiție în familie și o să știți că acest lucru l-am simțit foarte mult în familia în care m-am format. Practic, bunicul meu, tata lui taică-miu, a murit pe front și tata nu-l știe pe bunicul. Dar au intervenit bunicii, deci practic străbunicii mei, care l-au crescut și pe tata și pe fratele lui taică-miu, iar bunicul lui tata a devenit în timp tatăl tatălui meu. Și tata îmi spunea mereu în copilărie și după aceea mai târziu și te urmăresc cumva în viață lucrurile astea, că bunicul a ajutat să facă facultate, l-a ajutat să răzbească în viață, iar tata a venit acasă, s-a întors lângă bunic să-i facă o bătrânețe mai ușoară și o bătrânețe mai frumoasă și undeva se mândrește că ultimele clipe din viața bunicului au fost trăite împreună, practic a murit în brațele lui taică-miu. Să știți că vrând nevrând lucrurile astea te urmăresc în viață și eu la rândul meu am avut tot felul de oportunități să rămân în Timișoara, să merg în București, să plec chiar din România, dar practic dragostea de pământurile astea pe care am trăit, am copilărit și dragostea față de părinții mei m-a făcut să vin acasă până la urmă și să am o relație specială cu bunica mea, cu mama lui tata și pot să vă spun că aproape bunica a murit în brațele mele. Am avut o relație specială, a ținut foarte mult la mine și uite așa, am avut și am sentimentul lucrului binefăcut, împlinirii mele ca om, practic sunt util celor care m-au ajutat la rândul meu să ajung cineva în viață. Și atunci am gândit că e oportun și discutat cu foarte mulți oameni, să știți, oameni de afaceri, oameni din aparatul administrativ, politicieni care gândesc și se gândesc în primul rând la vremurile când nu vor mai avea atâta forță fizică, pe cine sau cui vor încredința bătrânețea până la urmă. Pentru că ați văzut și vedeți în lumea din vest se promovează tot felul de forme de ajutorare a bătrânilor, de la acele instituții specializate, a zile de bătrâni, până la tot felul de persoane plătite să meargă acasă și să locuiască cu părinții pe care să-i ajute în gospodărie și așa mai departe. Ei, și am ajuns la concluzia că e foarte important ca ultimele clipe din viața ale părinților să fie petrecute în compania celor pe care i-au crescut, i-au format, i-au ajutat cel mai mult în viață și aceia sunt copiii. Și am început să gândim un astfel de proiect și sper să-l finalizăm, să-l lansăm undeva după sărbătorile de iarnă, să adunăm cât mai multă lume lângă noi, astfel încât copiii noștri să găsească, să muncim pentru a crea oportunități, astfel încât copiii noștri să se întoarcă după ce își termină studiile, după ce se formează, să aibă o alternativă și în mediul economic din județul Gorj, din Târgu Jiu sau din orașele din Gorj. Pentru că acum câțiva ani mi se părea aproape imposibil acest lucru. Aveam fetița elevă în clasa 11-a și discuțiile cu ea nici nu vroia să audă de România. Vroia să meargă să studieze în Anglia sau, mă rog, într-o țară din Uniunea Europeană. Vă spun sincer, nici nu vroia să discutăm despre a rămâne cumva în România. Dumnezeu m-a ajutat, copilul s-a maturizat, a început să vadă avantajele pe care le oferă învățământul universitar românesc, faptul că cine învață carte în România are perspective foarte bune să se formeze profesional, să învețe meserie și raportul calitate-preț este foarte bun în România, e mult mai ieftin învățământul universitar în România decât oriunde în altă țară din Europa și a rămas să învețe, să facă medicină în București
Și dacă în, acum 3 ani își dorea să plece să-și facă studiile în Europa sau în America, acum îmi spune că a făcut foarte bine, că a ales România și că perspectivele pe care le oferă medicina românească sunt destul de bune și chiar se gândește să rămână să lucreze în continuare pentru poporul român, pentru România. Nu face decât să mă bucure și să îmi dau seama că se poate. Încet, încet, cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor de bine, putem să stabilizăm copiii noștri, să încercăm să îi aducem sau măcar să le oferim variante să poată să vină cât mai aproape de locurile în care au crescut și în care s-au format. M-ar bucura să vină cât mai multă lume alături de noi și să reușim să creăm oportunități în Târgu Jiu, în județul Gorj, astfel încât copiii noștri să se întoarcă acasă, pentru că, să știți, niciunde nu e viața mai frumoasă ca acasă. Iată un proiect care deschide un 2018 al devenirii, al dezvoltării economice a României, un proiect care ține de ceea ce spun decidenții politici, un proiect care înseamnă evoluție, înseamnă stabilitate, înseamnă progres. Ne bucură ceea ce am auzit astăzi de la dumneavoastră, lucruri care ne fac să fim mândri că suntem gorjeni și români și vă promitem să fim alături de inițiativele și de dumneavoastră în acest 2018 extrem de ofertant. În numele meu personal, al echipei, vă dorim un an 2018 cu sănătate și cu tot ceea ce vă doriți în familie și în profesie. Și eu vă mulțumesc mult de tot și dacă tot sunt la dumneavoastră aici, aș vrea să profit de ocazie și să transmit și eu tuturor cetățenilor județului Gorj, profesorilor din învățământul preuniversitar și universitar din Gorj, pe elevilor care învață carte în școlile noastre și părinților lor, ca 2018 să le aducă multă sănătate, să fie un an bun pentru toți și să li se împlinească toate dorințele pe care și le pun acum la cumpăna asta de trecere în anul 2018. Să fie sănătoși, să fie voioși și să aibă încredere în viitorul poporului român, pentru că românii sunt aici de mii de ani și eu sunt convins că vor rămâne în continuare mii de ani, să-și iubească țara și poporul român. Mulțumim mult, la mulți ani, dragi gorjeni, la mulți ani, dragi români!